Hristos a înălțat! Doamne ajută și bine v-a regăsit, stimați și iubiți ascultători Radio Dobrogea, la această nouă ediție a emisiunii Lecția de Religie. Bogdan Nicolae Mateescu vă dă întâlnire cu tema Duhul Adevărului și Duhul Rătăcirii. Această antiteză pe care am găsit cu cale să o dezvăluim și să o tălmăcim, să o deslușim, rezultă în urma explicațiilor pe care le-am dat în emisiunile precedente vis-a-vis de modul în care gândește omul și cum este el înșelat și păcălit pentru a confunda pe cel adevărat, cel ce era, cel ce este și cel ce vine, cu acel impostor care i-a luat locul și care este definit în Apocalipsa Sfântului Ioan, teologul, cel ce era și nu este. Adică Satana. Ducă-se pe pustii și în locuri fără de apă. Iată că această confuzie stă la baza întregii dezvoltări haotice și negative a lumii în care trăim noi. A lumii despre care Iisus Hristos a afirmat în fața lui Ponțiu Pilat, atunci când fusese deja batjocorit, bătut, umilit și era pregătit ca să fie trimis la răstignire. Acum împărăția mea nu este din lumea aceasta. Pe aceasta o spunea acum aproape 2000 de ani. Afirmația respectivă era valabilă atunci. Astăzi oare mai este valabilă? Fiindcă între timp a fost înființată, adică întemeiată, Biserica lui Hristos prin pogorârea Sfântului Duh din ziua cincizecimii. Sărbătoare care se apropie cu pași repezi și pe care nădăjduim că, așa cum este voia lui Dumnezeu să iubească pe oameni, pe omul pe care l-a creat, să o mai prindem și să o trăim cu bucurie. A întemeiat această biserică, biserica creștină, biserica lui Hristos, pe care nici porțile iadului nu o vor birui, și în felul acesta împărăția lui Dumnezeu a venit deja pe pământ, deși nu s-a plinit încă. Aluatul acela care dospește toată frământătura se află în învățătura de credință pe care biserica o păzește cu strășnicie. Din cauza aceasta, biserica creștină primară, aceea înființată de Mântuitorul Iisus Hristos, se regăsește total în ortodoxia care nu a tăiat nicio cirtă din legea cea nouă, legea iubirii pe care Iisus Hristos a pus-o la baza mântuirii neamului omenesc, la baza lucrării sale mântuitoare. Din cauza aceasta, orice am face noi, dacă nu avem oblăduirea, purtarea de grijă a bisericii aici pe pământ, nu poate să fie confirmat în cer de către Dumnezeu care poartă de grijă întregii creații. Se numește pronia cerească. Dumnezeu proniatorul. Așa că, stimați și iubiți ascultători, vorbim astăzi despre acest Duh al adevărului, care este Duhul Sfânt, și Duhul rătăcirii în antiteză, bineînțeles. Duhul care seamănă confuzie în mințile oamenilor, întunecându-le rațiunile, adică mințile,
și zămislind monștri. Vom vorbi și despre acest lucru. Ce fel de monștri? Și cum arată acești monștri? Și cum se tâlcuiesc profețiile referitoare la acești monștri ai adâncului? Profețiți de mult, de acum 2000 de ani aproape, poate și mai puțin cu câteva zeci de ani, din cauza că este vorba de Apocalipsa Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, teologul. Fântâna adâncului care se deschide și vin acești monștri care pedepsesc pământul. Și așa mai departe. Iată că avem nevoie de educație în toate sesiunile parlamentare. Se vorbește despre necesitatea acordării celor 6% pentru învățământ, pentru educație. Așa cum au fost promise ele și ele sunt sărace decât cel mult 2 din 6. Deci, oamenii încă nu sunt atât de uniți în a cere ca această nevoie socială imperativă să fie împlinită, satisfăcută. Și în fiecare an notăm, luăm la cunoștință de eșecurile educaționale care se perpetuează. Generații după generații de tineri cresc și devin maturi care, în loc să fie pregătiți pentru ca viitorul să fie asigurat pentru urmașii lor, dar și ei să asigure prezentul pentru predecesorii lor, iată pensionarii, bătrânii. Să existe. Și atunci, în condițiile acestea, stimați și iubiți ascultători, avem nevoie să risipim confuzia semănată cu premeditare de către acest invidios, pe om, pe omul cel creat de Dumnezeu după chipul său, după chipul Sfintei Treimi. Și confuzie care stă la baza dezvoltării, cum am spus mai înainte, haotice a acestei lumi. Bogații se îmbogățesc din ce în ce mai mult, săracii sărăcesc din ce în ce mai tare, contradicțiile acestea nasc frustrări, răzbunări, acte teroriste, divergențe care se rezolvă din când în când cu câte un război mai mare, conflicte care nu se mai potolesc, sângeroase de regulă, și așa mai departe, până și natura este răzvrătită, după cum se arată în toate știrile care împânzesc conștiințele oamenilor prin mass media. Din ce în ce mai violente manifestări ale naturii, ale climei, modificări climatice care sperie pe toți. Și toate acestea sunt mână în mână, cum se spune, conlucrează la definirea unei imagini globale, a unui eșec de conștientizare de tablou al lumii înconjurătoare. Între educație și acest eșec de trăire a realității, de conștientizare a realității, este o strânsă legătură. Psihologii vorbesc despre necesitatea dobândirii încrederii în sine a oricărui om care este educat, începând de la copii. Vorbesc despre acest lucru, căci omul care are încredere în sine este un om puternic, are voință multă, se încrede în sine.
Iată cum funcționează și aici confuzia. Căci sinele omului, chipul lăuntric al omului, matricea după care a fost el făcut, purtând chipul lui Dumnezeu, adică sufletul său, este chiar Hristos, chipul perfect, identic al Tatălui, trimis în lume și prin care toate s-au făcut. Din veșnicie, fiu născut înaintea timpului. Din veșnicie. Acesta este sinele cel adevărat. Dacă am vrea să căpătăm încredere în sine, atunci, stimați și iubiți ascultători, ar trebui să-L regăsim pe Hristos în inimile noastre. Să se sălășluiască, să prindă viață, să trăiască El în noi. Și atunci, încrederea pe care am avea-o în noi înșine ar fi încrederea în Hristos. Luați jugul meu asupra voastră, că jugul meu este ușor și povara mea este ușoară. Veniți toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Ce înseamnă osteniți și împovărați? Oameni stresați, îngrijorați de grija zilei de mâine, care este, generic vorbind, grija pentru cele materiale, oricare ar fi ele. Că peste un an trebuie să fiu așa, că peste 20 de ani trebuie să fiu așa, că așa, și toate astea necesită încredere în sine. Care sine, stimați și iubiți ascultători? Cel care astăzi este ceva și mâine este contrazis și nu mai este nimic? Care știință care astăzi afirmă un lucru și peste 20 de ani se găsește un altul mai deștept care contrazice pe cel care a dat o axiomă, o ipoteză, o teoremă sau teorie? Iată de unde vine confuzia. Ați vânat vise deșarte în astă lume de amar. Eminescu, Împărat și Proletar. Stimați și iubiți ascultători, Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Antichrist, Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Iată ce spunea Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, teologul, în epistola întâi sobornicească a sa. Iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci puneți duhurile la încercare, dacă sunt de la Dumnezeu. Pentru că mulți profeți mincinoși au ieșit în lume. Într-o aceasta să cunoașteți voi Duhul lui Dumnezeu. Fie ce duh care îl mărturisește pe Iisus Hristos, ca venit în trup, este de la Dumnezeu. Și fie ce duh care nu-l mărturisește pe Iisus, nu este de la Dumnezeu. El este al lui Antichrist, despre care ați auzit că vine și acum chiar este în lume. Voi sunteți din Dumnezeu, copilașii mei, și i-ați biruit, pentru că cel care este în voi e mai mare decât cel care este în lume. Ei sunt din lume, de aceea grăiesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi suntem din Dumnezeu. Cel ce-L cunoaște pe Dumnezeu ascultă de noi. Cel ce nu este din Dumnezeu nu ascultă de noi. Din aceasta cunoaștem noi Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Ne oprim aici, stimați iubiți ascultători.
din cauza că aceste cuvinte picură în auz și se duc direct în inima omului. Această învățătură este profundă și ne ferește pe cei, pe noi, cei care credem în Dumnezeu, în Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru și Dumnezeul nostru, ne ferește de această confuzie, de această rătăcire pe care o induce cel care vrea să pară Dumnezeu și nu este. Adică cel care a perturbat percepția adevărului, percepția realității, a denaturat-o, inducând în mintea omului ideea că el poate să se substituie lui Dumnezeu. Și de aceea omul, începând să se creadă Dumnezeu, a inventat tot felul de discipline, științe, numindu-le, care să justifice atitudinea sa de frondă, de răzvrătire față de Dumnezeu. Și culmea, știința dezvoltată cu atâta perseverență de către omul neascultător și răzvrătit, confirmă prin datele ei din ce în ce mai exacte, exact inversul afirmațiilor acestui om. Confirmă existența lui Dumnezeu. Și orice om de știință pornit pe acest drum foarte anevoios, ostenitor de descoperire a adevărului lumii înconjurătoare, se apropie de adevăr care este adevărul absolut, Dumnezeu. Și mărturisește, devine credincios acel om de știință. Toți care au fost cinstiți cu ei înșiși, sinceri, au mărturisit pe Dumnezeu chiar și la finalul carierei lui lor, dacă nu cumva încă de la începutul, de la debutul respectiv al carierei lor. În condițiile acestea, stimați și iubiți ascultători, este foarte important să deosebim aceste duhuri și în condițiile acestea ajutorul dat prin practicarea Sfintelor Taine în Biserica lui Hristos, ajutor dat de către slujitorii Domnului, preoții, este esențial. Indiferent ce am zice despre unii și alții, Sfânta Taină a preoției este cea care ne aduce, punem ghilimele, cu picioarele pe pământ. Adică este ajutorul pe care Dumnezeu ne-l dă concret și stă la dispoziția noastră. Cu cât încercăm să discredităm mai mult pe cei care slujesc lui Hristos, cei care slujesc în biserică, cu atât ne tăiem craca de sub picioare. Singuri. Și nu facem altceva decât să răspândim confuzie în jurul nostru și să beneficiem, între ghilimele iarăși punându-le pe acestea, de rezultatele confuziei generalizate. Haosul social, economic, politic, global, internațional, că până la urmă toate aceste divergențe pe care le înregistrăm și le percepem în fiecare zi, ca oala care fierbe, vor da în clocot și ele. Și vor da pe deasupra. Adică se va ajunge la un conflict între nații, între popoare, lucru care este cu totul de nedorit.
Dar nu numai acest lucru este cel care ne așteaptă, dacă nu ne debarasăm, ne separăm de duhul rătăcirii. Sunt și altele. Să luăm aminte chiar în acest an ce s-a întâmplat. A fost prima oară când natura n-a mai confirmat Pascalia. Pascalia înseamnă stabilirea prin calcul astronomic a datei Paștilor, Sfintelor Paști. Știm că prima duminică de după echinocțiul de primăvară, de după luna plină, este duminica Învierii, Paștilor. Și iată că anul acesta s-a întâmplat ceva deosebit. De fiecare dată, când se apropia Paștile, cu o săptămână înainte fiind sărbătoarea floriilor, natura oferea flori. Îl întâmpina pe Hristos cu flori. Așa evolua clima în locul respectiv. Dar iată că anul acesta de flori a fost foarte frig, a fost o iarnă care a întârziat, o iarnă care a fost atipică și care se repetă odată la mai mulți ani și a intrat în contradicție cu însăși Pascalia. N-a mai fost așa și n-am avut parte de o îngemânare a acestei programări de tip omenesc a sărbătorii Paștilor cu mersul naturii. Până și acest lucru care se confirma în fiecare an, nu s-a mai confirmat anul acesta. A fost un început. Și care reflectă tocmai această îndepărtare de Dumnezeu a omului. Din păcate, lucrurile așa s-au întâmplat. De asemenea, iarăși, ca premieră sau ca lucru rar, mai rar întâlnit, tot anul acesta, luna plină a început cu prohodul, cu prohodirea lui Iisus Hristos. Și chiar de învierea lui a fost lună plină în continuare. Lucrul acesta este foarte rar întâlnit. Anul acesta, 2018, chiar dacă suntem în luna a cincea din el, ar trebui să fie observat cu mare atenție ce aduce, nu anul, ci ce aduc evenimentele din jurul nostru. Să fim atenți la acest an, să călcăm mai cu grijă în anul acesta, fiindcă e un an mai deosebit. De exemplu, procesele celor care urmează să fie condamnați se sfârșesc cu condamnări sau achitări, adică se sfârșesc procesele care durează de mulți ani. Anul acesta încep să plinească. Deci, în condițiile acestea, putem să spunem că anul acesta sunt evenimente care, chiar dacă au copt ani mulți de zile, chiar dacă s-au tot pregătit să se manifeste, se vor manifesta. Și din cauza aceasta, stimați și iubiți ascultători, este mare lucru să nu ne lăsăm înșelați de această confuzie care se face. Profeții mincinoși la care se referă Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan sunt acei oameni care nu-L mărturisesc pe Hristos, care nu-L bagă nici măcar în seamă și chiar
se împotrivesc lui, având duhul celălalt al lui Antichrist, și care, prin teoriile pe care le lansează, prin luările de poziții pe care le înregistrează și le transmit prin mass media, în public, creează confuzie în continuare. De aceea educația pe care o primesc copiii, pentru a putea să-i formeze luptători pentru adevăr și căutători de adevăr și doritori de adevăr, trebuie să țină cont de această existență a lui Dumnezeu, proniator, purtător de grijă, față de creația sa, Dumnezeu cel iubitor. Dacă nu este orientată în felul acesta educația, ea nu va avea alt efect decât să nască monștri. Deja în Occident, psihologii au mărturisit, au recunoscut că acea educație a interzicerii nu-ului pentru copii a devenit un eșec usturător. Adică trebuia să nu-l obișnuiești pe copil sau să nu-i creezi copilului ideea că n-are voie să facă ceva. Să nu-i spui nu. Această învățătură a venit din Occident. Și au văzut că o generație a crescut în așa fel încât a crezut că totul îi se cuvine. Și frustrările pe care le-a dobândit acest lot de copii, dacă ar fi să vorbim, crescuți în ultimii 20 de ani, pentru că n-aveau cum să dobândească tot ceea ce fiecare dintre ei dorea, libertatea fiecăruia, terminându-se unde începea libertatea celuilalt. Democrație, nu? Frustrările pe care le-au acumulat, lovindu-se de realitățile vieții cotidiene, au fost atât de mari încât s-au îmbolnăvit mulți de depresie. Au căzut în deprimare, în deznădejde, cum spunem noi creștinii. Și în loc să fie puternici, apropo de încrederea în sine și de alte concepte vehiculate și ca standard așa în perorațiile lor, în loc să aibă încredere în sine, n-au mai știut pe ce lume se află, s-au prăbușit în sine. Vă aduceți aminte de acel echilibru aproape imposibil despre care vorbeam și despre care spuneam că este chiar viața și care este doar posibil în condițiile intervenției lui Dumnezeu ca proniator în lume. Ei bine, acel echilibru, dispărând, au căzut, s-au prăbușit în gol. În ce fel de gol? În adâncul, în abisul conștiinței lor. Acesta este adâncul, acela care n-are sfârșit. În sine suntem micro-univers, dar tot infinit este, ca și acel macro-univers, pe care îl cercetează foarte mulți și fluxuri întregi de eforturi financiare, de bani, se duc pentru aceste cercetări ale macro-universului. Deși, mult mai ușor ar fi să cercetăm micro-universul, sinele. Fiindcă în sinea omului se petrec lucruri care se reflectă prin conștiința sa în afară. Și noi nu facem altceva decât să înregistrăm ceea ce este noi, prin conștiință,
spunându-i că este realitatea. Ei, stimați și iubiți ascultători, cât de importantă este educația religioasă, cât de important este să ne recunoaștem greșeala și să avem cum să curățim conștiința noastră și duhul nostru să fie luminat, pentru ca mintea noastră să fie luminată și ea și să vedem, să conștientizăm lucrurile cele bune, nu pe cele rele. Aceasta este gândirea pozitivă reală. Că în rest, de dragul gândirii pozitive, să gândești pozitiv doar pentru tine, ca egoist, nu faci altceva decât să devii monstru de egoism, să calci pe cadavre și să transformi societatea într-un teren de luptă, într-un câmp de luptă. În loc să trăiască oamenii unii pentru alții, trăiesc unii împotriva altora, pentru a-și realiza fiecare dezideratul de a-și împlini voia, poftele. Din cauza aceasta arată lumea așa cum am deschis-o mai înainte. Ea nu este așa. Creația lui Dumnezeu nu este rea. Dar atunci e altă lume? E altă percepție asupra creației. Acesta este adevărul. Și dacă vom înțelege acest lucru, n-avem cum să mai fim păcăliți, înșelați de către înșelătorul neamului omenesc. Orice lucru nu este rău în sine, nici fenomenul, nici toate celelalte, ci modul în care îl percepem, modul în care ne folosim de el, modul în care trăim. Aceasta înseamnă, de fapt, a căuta și a deosebi adevărul, fiind în duhul adevărului. Căutând să avem, să dobândim duhul adevărului, avem parte de adevăr, iar adevărul este iubire. Adevărul este frumos, în niciun caz găunos sau negativ. Iată ce spune Sfântul Apostol Ioan mai departe. Iubiților, să ne iubim unii pe alții, pentru că iubirea este de la Dumnezeu și tot cel ce iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este iubire. Ne oprim puțin. Aici, stimați iubiți ascultători, a rostit această învățătură celebră, nu în Evanghelia a patra a Sfântului Ioan, teologul, ci în această epistolă sobornicească. Continuăm. Întru aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu pentru noi, că Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său cel unul născut, pentru ca noi să viem prin trânsul. Întru aceasta este iubirea. Nu pentru că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci pentru că El ne-a iubit pe noi și l-a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Iubiților, dacă Dumnezeu în acest fel ne-a iubit pe noi, dator suntem ca și noi să ne iubim unii pe alții. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Dar dacă noi ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne întru noi și iubirea Lui în noi este desăvârșită. Ne oprim, stimați și iubiți ascultători, se apropie finalul emisiunii, dar trebuie să punctăm acest lucru. Întru Hristos este viața cea adevărată. Este viața cea bună. Vrem ca acești copii ai noștri să fie fericiți, să învățăm
să-L cunoască pe Hristos, să-L recunoască pe Hristos în inima lor, adică să-i facă locaș curat în care El să se sălășluiască, adică inimă curățită prin spovedanie, prin taina lui Hristos, prin spovedanie să fie locaș sfânt al lui Dumnezeu. Și în felul acesta se vor apropia de fericire pe calea mântuirii, altfel nu vor găsi-o. Referitor la acest lucru, iată că sunt eforturi care se fac, sunt oameni care vor să ne dea cunoștințe frumoase și adevărate. În 28 mai, în acest an, la Casa de Cultură a Sindicatului din Constanța, la ora 17, va fi o conferință a doamnei psiholog Irina Petrea pe această temă. Cum să îi ajutăm pe copii să capete încredere în sine și să aibă o viață mai fericită? Aceasta a fost emisiunea noastră, stimați și iubiți ascultători. Sperăm că v-au fost de folos aceste cuvinte. Mai important e să le aplicăm, să le punem în practică. Să aveți o săptămână binecuvântată. Bogdan Nicolae Matescu vă spune: Doamne ajută!